dragi prieteni, suntem în Scandinavia, în sudul Suediei, mai precis în orașul Sövelsborg. Am venit aici pentru a ne alătura celor câteva mii de români care locuiesc în această parte a Scandinaviei, români care în această duminică, dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, își văd visul lor împlinit. Este vorba despre punerea pietrei de temelie a viitoarei lor biserici românești. Acest locaș de cult, prin frumusețea și unicitatea lui, va deveni unul dintre punctele de interes ale celor care vor vizita acest oraș deosebit din sudul Suediei. Terenul din spatele meu are o suprafață de 2500 de metri pătrați și a fost cumpărat de curând de Parohia Ortodoxă Română închinată Sfinților Năsăudeni pe o sumă simbolică de la primăria orașului Sövelsborg. Aici va fi ridicată Biserica Românească, o biserică în stil maramureșan, o biserică în care își vor aduce aminte de casă și se vor simți acasă frații noștri români din această parte a Scandinaviei. Acest loc va deveni un loc în care Dumnezeu își va revărsa pacea și binecuvântarea sa tuturor celor care vor trece pragul acestei sfinte biserici, devenind o fereastră spre tot ceea ce înseamnă valori creștine românești. Această bucățică de pământ pe care am obținut-o prin grija prietenilor noștri suedezi, cred că e bucățica noastră de rai pe care va înflori o biserică superbă și în același timp simbolul vieții fiecăruia dintre noi. Tot ce încercăm să construim fiecare, o casă, o familie, un mariaj, o carieră, o profesie, ceea ce vom construi aici va fi simbolul reușitei noastre ca și comunitate românească ortodoxă și a fiecăruia dintre dumneavoastră, ca cetățeni suedezi sau rezidenți în Suedia, dar întotdeauna români. La acest eveniment din Sövelsborg au venit români din întreaga Scandinavie. Au venit pentru a fi alături de frații lor care vor avea aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, o biserică. Slujba Sfintei Liturghii este oficiată de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Preasfinția sa are și un invitat special, este vorba de Preasfințitul Părinte Andrei Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. După săvârșirea Sfintei Liturghii, aici, pe terenul din spatele meu, va avea loc slujba de punere a pietrei de temelie a viitoarei biserici românești din Sövelsborg.